Obiectivul nostru nu e neapărat boxul. Am înțeles. Da, dacă se poate... Da. Dacă vrem să mergem în paralel. Dar v-ați mai vreodată la Olimpiadă? Vorbesc serios. Păi am fost la calificare la Olimpiadă, la Londra. El avea doar 3 meciuri. A mers foarte bine la naționale, da? Tocmai din cauza asta, președintele federației l-a trimis pe el, au făcut analize, zic, da, este pregătit. Dar noi știam că deocamdată el nu este cop pentru așa ceva. Da, corect. Noi știam, nu? Dar era un pas. Era un pas. Și atunci am văzut. Al doilea meci internațional s-a bătut cu nimeni altul decât cu un francez care este în primii în lume la categoria lui. Și a făcut split decizie. Am trimis meciul și în Cuba și ei mi-au zis l-a dat pe ăsta pentru că el este mai cunoscut. El abia are câteva meciuri. Deci el are perspectivă foarte bună și în box. Acum, dacă mergem și vrem să continuăm în box, cu siguranță la următoarea Olimpiadă poate să aibă o prezentare foarte bună. Problema e în felul următor cu boxul. Eu m-am antrenat în echipa națională Cubei. Bun? Deci acolo sunt 4 sportivi pe categorie. Care nu știi care vin. De exemplu, în cazul Roniel Iglesias, care a ieșit campion olimpic, îl bătea Kevin Brown. E adevărat? Care a făcut sparinchiul. Da? Bun. Deci era peste el? Da, l-a bătut de 2 ori la Da, el a ieșit campion olimpic. Da, și l-a luat pe ăsta. Da. Că deja era campion olimpic. Da? Deci ăsta e nivelul. La noi nu avem nici măcar un lot complet, ca să înțelegi. Avem 2 sportivi în lot. Și atunci eu mă uit cum se antrenează potențele mondiale. Cuba, Rusia, Franța. Cu antrenamentele care le avem aici, n-ai cum să ajungi campion olimpic. Și nici măcar european, decât să bați din imereală 1 sau 2. Pentru că ăsta e nivelul deocamdată. Nu? Și atunci ar însemna să pierdem timpul pe acolo. Nu e... Suntem buni, dar la nivel... Poate bați un meci de nimereal. Când ajungi la nivel de potență mondială, Rusia, Azerbaijan, Uzbekistan, vorbim de altceva. Sunt câte 4-5 pe categorie. Da, sunt foarte, foarte mari. Foarte mari. Dar acum 30 de ani, eram de la egal la egal cu ei. Păi pentru că și nu aveam 4-5 sportivi pe categorie în perioada aceea. Iar acum, nu e că nu avem sportivi, sălile sunt pline de sportivi. Așa sunt sălile. Bun, și? Pentru că nu vin oamenii, nu sunt motivați pentru sport. Adică trebuie făcut ceva ca să fie motivați. Să ai în primul rând. În primul rând să iei grijă zilei de mâine. De un salariu. Nu? Se ocupă, când ai dat un salariu, poți să-i și ceri să facă numai sport, nu? După ce ai luat grijă zilei de mâine, trebuie să ai și antrenori care să-i pregătească corespunzător. Corect. Da? Antrenorii care îi antrenează trebuie să-i ducă nu numai la nivel național. Trebuie să căutăm să ne luptăm cu cine? Cu cei mai buni. Chiar dacă azi ne bat, mâine ne bat, poi mâine ne bat. La un moment dat o să creștem. Și la noi în țară, pe urmă, când o să avem un campion 2, cei din spate vin și ei. Păi vreau să fiu și eu ca Sorin. Da? Da? Sau ca... Îmi spunea Alina Dumitru, ce am luat la judo în 2000. Prima, și crește iar volumul de sport. Prima din istorie pe judo feminin. Și când am venit la aeroport, zice, erau niște fetițe atâta mici care zice, a venit să mă vadă. Alea nu veniseră forțate. Veniseră pentru că, sau cum s-a întâmplat cu Halep acum. Da. Multe dintre fetițe se duc la tenis pentru că e Simona Halep. Și atunci, exact cum spui, hai să fim și noi, îl văd pe afiș, da? Îl văd la televizor sau vin în sală, hai să fim și noi, uite, a pornit de acolo, deci se poate. Și contează asta. Dar tu te-ai gândit vreodată, fără să ne audă domnul profesor, cu boxul că se poate ajunge la Olimpiadă? Adică MMA-ul în acest moment... Adică ești în vârf la MMA și ai putea, nu știu, zic mergem spre MMA. Ai putea trage un pic deci, pentru... Ce zici tu? Eu am avut încredere, mai ales. Deci trebuie domn profesor să decidă, nu? Dacă... El mi-a dat încrederea. Eu am vrut să-l bag la box. Știam că o să facem... Păi zi-ne acum că ați concrebat la Lucia 2024, Paris. Timp e... Timp este suficient și se poate face. Dar problema este în felul următor. La echipa de box nu ai cu cine să faci sparing. Sunt 2 în sală. Și încă ceva. Dacă eu, Doamne, cum sună. Știu, e de râs, dar nu e de râs. Păi, de exemplu, eu am sparinguri de mai multe feluri. Sparing de antrenament ușor și sparing tare. Dacă fac sparing tare... Ai terminat pe unul, nu. Ai terminat pe unul din ăia 2. Nu mai ai... Păi nu, problema e că nu îi lasă să facă sparing tare. Deci îți vorbesc de cei mai buni sportivi din România care la sparing tare... Tu îți dai seama ce spui acum, nu? De sunt 2 sportivi. Da. Da. Și atunci... cubanezii au 4 pe categorie. Da, pare banc. Deci, pare banc. În Cuba, Sorin, de-aia am spus la un moment dat că el a vrut să... Deci noi ne-am dus
pregătiți de aici, am avut 3 săptămâni de pregătire. A făcut 90 și ceva de reprezi de sparing. La nivel aproape de meci. Da? Ei, deci acolo se face, erau 6 reprize aproape în fiecare zi la mănuși, bine făcute. Da? Ei, aici la noi, dacă fac o repriză și a dat un pumn mai tare adversarului, vine antrenorul și zice stop, ce faci? Păi și atunci când te duci mai departe, ce o să faci? Eu sunt de acord, nu faci de fiecare dată, în fiecare etapă, așa la ceva. La nivel... Da, dar tu trebuie, adică nu poți cu joaca să fii campion olimpic. Eu am văzut cum fac alții și văd și ce se întâmplă aici. Și atunci eu zic, băi, noi nu avem șanse să ne antrenăm în felul ăsta și să mergem să ne batem cu oia tari. Că nu mai cum. Deci dacă tu poți să fii bun la fotbal dacă nu joci meciuri sau dacă noi? Nu, așa l-a ținut picurele. Exact, vreau să zic. Și de exemplu, tu faci un sparing tare cu cel mai tare sau un meci tare. Tu vii ca antrenor și spui: "Ia în felul următor. Mai e și un analist cu tine, că eu am un analist foarte priceput cu care conversez și suntem pe aceeași undă și mă ajută, îmi desface. El zice: "Băi, eu ți-au din munca ta." Și așa este. El îmi desface, îmi pune când dă dreapta, cum... Stop, uite ce a făcut aici. Înțeleg? Da. Înțeleg? Și atunci analizăm. Și atunci ai zis că asta e un pic, că mișcarea de picioare trebuie să lase mai bine în gol, să plece în lateral. Păi, din cauza că l-am lăsat, a putut să facă treaba asta. Sau ca să ajung, dau 1-1-2. Mai leg o serie după ea. Da. Bun. Lucrurile astea trebuie analizate și puse în practică. Iar puse în practică trebuie să le iei, imediat o dai înapoi și în etapa corespunzătoare trebuie să dezvolți ceea ce vezi tu că nu are. Corectezi și așa mai departe. Și atunci, la un moment dat, cum o dezvolți? Cu un sparing bun. Că tu îl vezi la antrenament și băi, îi merge bine. Dă-l la bătaie. Și când l-ai băgat? Și atunci la bătaie tu ții rezultatele. Și zici, băi, și ceva aici, pe timp real, face sau nu face. Da. E adevărat? Ce-ați căutat la fotbal? Păi, cum ți-am spus, Steaua e echipa noastră de suflet. Tu știi că la SAS suntem toți acolo cu Nicu, care suntem... Corect. Așa, Meme Stoica, pentru noi Meme Stoica e susținătorul lui Sorin de la început. Da. Băieții, dar bineînțeles, el a venit la Gale împreună cu toată echipa, adică e o atmosferă de grup, de sport. Sorin, pe cine vrea să bagi? Pe cine vrea să bagi în ring de aici? Pe nimeni, sunt băieți buni. Dar ce le-ai zis? Că am văzut că erai cu cheșierul, cu... Bine, Rusescu e un pic mai dolofan așa, e ca noi, știi? Deci Meme Stoica de la început, susținătorul Sorin? Da, da, de corazon, așa, da, cum se spune. Da, totdeauna a fost o energie bună și el trimite mesaje, mereu este foarte atent de evoluția lui, adică, Sorin. Adică nu e doar așa, știe ce se petrece, știe. Da, mai ales că e un om de sport și el a stat în sală cu noi și a văzut cum lucrăm. Noi lucrăm 2 antrenamente pe zi, plouă, ninge, suntem acolo, ne facem temele, nu glumim la antrenament, ce e de făcut, aia e de făcut. Corect. Și atunci el a văzut și ca sportiv își dă seama repede că nu sunt pierde lucruri timp. Pe care poți să le aduci la fotbal? Păi, de aici, din sală, din ceea ce faceți voi? La modul sincer întreb, adică s-ar putea aduce anumite lucruri, nu știu, să fii mai agresiv, să fii mai ordonat, să fii ceea ce faceți voi. Păi, sau să... agresivitatea pentru mine la sport înseamnă, eu o văd în termen de antrenor. Agresivitatea o văd, intensitate ridicată a mișcărilor. Așa o văd de o agresivitate. Deci ce înseamnă asta? O coordonare foarte bună, o viteză foarte bună. Știi să știi cum face viteză. Eu vezi cum fac și o viteză. Păi viteză înseamnă mobilitate, forță maximă, coordonare, multe lucruri pe care... Merge așa de nebun de aici până la... Și atunci când le-ai pasă toate, atunci tu ai impresia că ești agresiv. Dar de fapt tu ce ești? Incisiv. Nu? Da. Pentru că tu... Eu asta îți spun, Sorin, băi, toți sportivii fac. Dar îți dau exemplu unei mașini. Vine o mașină cu motor de 2000 și vine una cu motor de 3000. Care până la un punct o să meargă și asta și la un moment dat o să-i sară pistoanele. Da. Nu? Pentru că tu o să fii coordonat și la sfârșit cum ești la început. Corect. Nu? Așa și în fotbal. Eu cred că până la urmă se ciocnesc până cedează unul. Corect. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!